Chiar era un gând ca eu să nu mai exist, să fiu avortat. Chiar s-a dus la un medic să fiu avortat și acel medic nu a reușit să facă procedura până la capăt și a zis păstrați-l că acest om, acest copilaș și ceva cu el. M-am îndepărtat concret de toate lucrurile astea care țin de trăirea lui Dumnezeu. Și eu am ajuns până la capătul lumii, adică am ajuns până în Alaska. Am văzut cum ghețarii se prăbușesc, cum urși polari merg, cum stăteau morsele pe malul apei. Și ceea ce citești, ce auzi, ce vezi, ele te schimbă. Credința nu este ceva fix. Adică trebuie să înțelegem ceea ce facem, nu doar să facem. Înainte ca tu să realizezi un business, trebuie să citești foarte mult, să asculți foarte mult, să te interesezi ce înseamnă. Dragilor, vă salut și bine ați revenit la Mandachi Educast, pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, acolo unde vorbim despre educație, motivație, inspirație, exemplu personal și, evident, acțiune. Astăzi ne aflăm la Santa Mare, în județul Botoșani, un loc foarte, foarte drag mie, la Casa Mandachi, o casă pe care am restaurat-o în ultimele 6 luni de zile. Tot aici, la Santa Mare, am instalat un container educațional multifuncțional pentru copiii de aici, am realizat o sală de fitness în aer liber și un loc de joacă pentru copii. Pe copii îi vedeți deja aici. Astăzi, dragilor, am un invitat deosebit, un om care a pus umărul la construirea acestei energii de aici, din comuna Santa Mare, de aici, de la casa noastră, să numim, pentru că este casa tuturor. Este vorba despre un profesor și în același timp preot, Părintele Robert Sârghea. Părinte, bine ați venit! Bine v-am găsit! Am un dar pentru dumneavoastră, vin din Bucovina și așa se practică la noi. Am caietul viitorului meu creat pentru copii. Este un caiet al visurilor special dedicat tuturor copiilor cu vârsta între 9 și 13 ani. Vă doresc acest caiet. Îl voi și explora sper să-l explorați împreună cu copiii care vă admiră foarte mult și vă urmează aici în comună. Sigur. Izolați nu putem face ceva în viață, ci doar în echipă și prin ajutorul celorlalți. Ne gândim tot locul acesta e de fapt o conlucrare a ta, a echipei care ai avut în spate de arhitecți, a părinților, a bunicilor, care te-au făcut. Și a domnului primar, care a fost foarte receptiv la toate planurile care le-a dus. Dacă am primit un dar și cum e frumos în Moldova și aici în Santa Mare să dăruim și noi un element, asta este o muncă de 10 ani de zile. Lucrarea mea de doctorat privind limbajul simbolic între sacru și profan, interpretări semiotice. E un doctorat făcut în cotutelă filozofie și teologie, având 2 coordonatori de doctorat, având recomandarea domnului academician Mircea Dumitru și a celor mai mari semioticieni din România. Sunteți și doctor? Da, doctor în semiotică. Aș vrea să-ți dăruiesc, să ai tot timpul la chei, la mașină, un cadou din Muntele Atos. Ați fost în Muntele Atos? Am fost în Muntele Atos săptămâna aceasta și mulțumesc de acolo mult. Aș vrea să ai... Punem una lângă alta acolo, da. Părinte, cine sunteți cu adevărat? Mai mult părinte, mai mult preot sau mai mult profesor? Pot să răspund că eu sunt un căutător. Un căutător. Sunt preot, profesor, astea sunt etichete profesionale, dar dincolo de toate aceste funcții, eu sunt un căutător. A ce? Căutător a celuilalt, a lui Hristos în celuilalt, iar toată viața am fost căutător al cunoașterii. Al cunoașterii în genere și a cunoașterii în mod special pe zona de științele comunicării, a înțelegerii cum omul poate să simbolizeze ceva. Cum poate omul să transforme din 2 bețe o cruce? Cum poate el să se rupă de natură? Ce este crucea? Un axis mundi al lumii. Este un reper care va rămâne în istorie. Este și va rămâne în istorie un reper al nostru. De ce n-ați rămas profesor și ați trecut? Dumnezeu a știut că toate căutările mele sunt sincere. Chiar dacă eu eram foarte departe de el. Adică n-a fost o căutare falsă. Nu m-am afișat ca fiind ceva ce nu sunt. Am trăit nihilismul, ateismul sau zona mai departe de Dumnezeu în mod concret. Adică m-am îndepărtat concret de toate lucrurile astea care țin de trăirea lui Dumnezeu. Și eu Am ajuns până la capătul lumii, adică am ajuns până în Alaska. Am văzut cum ghețarii se prăbușesc, cum urși polari merg, cum stăteau morsele pe malul apei. Ce ați căutat acolo? Nici eu n-am știut exact ce caut. Și ce era de fapt în spatele acestei călătorii? Era de fapt Dumnezeu care a căutat să mă cheme din capătul lumii, din America, să mă cheme pe calea Lui, știind că eu sunt un căutător sincer al Lui. Un căutător sincer la toate gradele existenței, chiar și fără Dumnezeu sau cu Dumnezeu. Adică să fim sinceri în căutarea noastră și Dumnezeu are grijă ca să ne pună pe drumul cel drept, cel corect. Asta nu pare, scuzați-mă că vă întrerup, asta nu pare un clișeu pe care îl spun toți preoții? Poate, la mine e personal, e trăit de mine, e văzut. Ce s-a întâmplat în America acolo? În America, printr-o conjunctură, am fost martor la o minune care m-a întors, efectiv. Eu m-am dus prin americani în America, lucrând acolo cu americani, cu mai multe naționalități, am ajuns printr-o conjunctură, știți, în străinătate, pentru a cunoaște români. Te duci la biserică, că nu poți întâlni pe stradă, nu știi dacă e român sau nu, sau nu duci la bar. Duci la biserica ortodoxă românească, acolo îi găsești sigur. Și fiindcă eu știind din experiența mea că am studiat în Anglia, când am fost la British Library, acolo am studiat și cu burță Erasmus, la UCL, la University College London, știam că românii sunt acolo, unii biserica românească, am zis că bă, hai să intru în contact cu biserica românească. Din zona Filadelfia era. Și acolo, în comunitatea coordonată de părintele Sabin Pop, acest părinte one man show, așa îi place lui să spun, un om care extraordinar, de valoare extraordinară, care a strâns o comunitate, cum aici un om poate strânge o comunitate în jurul unei idei, acolo la fel omul acesta a strâns o comunitate în jurul unei idei. Ei, știind distanțele din America, sunt distanțe enorme pentru a ajunge la o biserică, omul totul respectiv reușea să aibă biserica plină duminică de dumine, chiar și după pandemie. Adică înseamnă că omul are valoare și livrează ceva, că omul nu bate sute de kilometri fără să aibă un motiv lăuntric puternic. Cum și tu, cred că ai venit aici având și un simțământ lăuntric puternic. Asta înseamnă că eu, toată vara fiind cu el, câteva luni de zile bune. Nefiind preot. Nefiind, dar eu eram profesor de filozofie, în continuare, ori bercăind sau mergând pe căutările mele, pe concepțiile mele, am ajuns într-un punct în care era într-o sâmbătă oarecare, a unei săptămâni oarecare, dintr-un stat oarecare, Filadelfia, într-un moment oarecare din istorie. Și la acel moment oarecare apare o icoană, se numește Maica Domnului din Hawaii, care din nou și ea a apărut din nimic aproape, adică era o decupaj dintr-un ziar, era o icoană, nu avea nimic de da, mod special. Ei, acea icoană, acea decupaj a izvorât mir. O biserică ortodoxă grecească care este în Hawaii, mergea în pelerinaje cu acea icoană, unde doar dorea ea să meargă. Nu pornea mașina, părintele de acolo grec îmi povestea că nu pornea mașina dacă nu voia icoana. Ei bine, acea icoană, în momentul în care părintele a preluat-o cu... a arătat icoana și din ea curgea litri de mir dintr-o foaie. Logica mea matematică, eu fiind profesor de logică, s-a suspendat. S-a depășit, dar a rămas filozoful. Ok, ce înțelegem noi din asta? Știți că grecii nu erau foarte speriați și mirați de minuni. Israelitenii erau, sau oamenii din zona orientală erau speriați de minuni. Dar grecii au zis, ok, am văzut minunea Sfântului Apostol Pavel, am înțeles că este o minune, dar ce vrei să ne spui cu asta? Adică erau pe concept și de fapt pe acest concept s-a zidit creștinismul și civilizația occidentală de astăzi. Ei merg pe înțelesul lucrurilor, nu pe lucru în sine. Și o să zic că în momentul în care am văzut lucrul ăsta, ok, ce înțeleg? Era un paralitic acolo, un paralitic era acolo la biserică, care îl știam că e paralizat. În momentul când s-a apropiat de icoană, când s-a îndepărtat mai puțin paralitic. Adică în ființa omului se întâmplă ca Dumnezeu să lucreze. Ei, în ființa, s-a uitat părintele la mine și o să te duci să dai capacitatea. Numai cu vrednicia, cu nevrednicia, ci cu astea. Te duci, dai capacitate, trebuie să devii preot. Și am, ca un imperativ, am întors în țară, toate au conjugat spre lucrul ăsta, că am devenit cântăresc la biserică, angajat cu carte de muncă. Eu care niciodată n-am fost în postura asta. Și uite așa, astăzi sunt într-o poziție în care pot să zic că Isus Hristos sau Maica Domnului îți lucrează în inimă cum nu poate nimeni să te întoarcă. Eu mergeam cu 150 la oră sau 220 la oră pe un drum, pe o autostradă. Era depărtare de Dumnezeu. Eu aveam drumul meu. Dumnezeu, nimeni nu putea să-mi dea niciun argument. Eu fiind și student, absolvent de teologie, vă dați seama, argumente privind existența nu putea să-mi dea, pentru că eu știam lucrurile care sunt, cum să zic, slăbiciunile care sunt în cadrul teologiei. Și atunci nu putea nimeni să mă întoarcă. Eu și fiind filozof și de meserie, cu argumente, cu logician, nu putea nimeni să mă distragă. Tocmai asta mi se pare paradoxal. Da. Ei, numai Dumnezeu poate interveni, cum a fost și cu alți mulți oameni din istorie, care numai Dumnezeu îi poate întoarce spre El, în El. Dar merge din nou. El ia mașina aia care merge cu 220 la oră, o ridică și o pune invers. Tot cu 220 la oră merge, dar invers. Adică nu se schimbă viteza, ci se schimbă ținta. Interesant. Apropo de caietul visurilor, apropo de vocație, și o să fac o scurtă paranteză. Dragilor, vă rog să ne scuzați pentru că trec mașini, sunt animale, suntem la țară aici, suntem la marginea unui drum. Revin cu întrebarea. Apropo de vocație, crezi că marea majoritate a preoților și-au descoperit vocația, adevărata vocație, sau e un compromis la mijloc? Vocația este, din nou, e o căutare. Adică un preot care au absolvit seminarul, au facultatea, îi se pare firesc ca să fie preot. El merge pe acest drum natural, firesc, fără să se întrebe poate uneori privit la ceea ce face sau la credința lui. Dar uneori se mai duce într-o călătorie la Muntele Atos. Sau în viața lui se întâmplă ca având o lucrare la biserică, neavând 50 de milioane, 55.000 de lei, îi apare cineva și îi spune, uitați, vreau eu să donez această icoană sau acest lucru. Aș vrea să spun o poveste. Când eu sunt preot recent în această comunitate din satul Bădărăi, în comuna Santa Mare, biserica nu avea curent electric, nu are o sursă de căldură și lucram la curentul electric. Spargeam pereții, o lună jumătate, nopțile le-am petrecut aici. Ei bine, în dimineața când am dat comandă de catapeteasmă, a sosit catapeteasma, a sosit primul registru al catapeteasmei, iar pe drum eu seara mă duc și căutam o cheie, un burghiu de 14, când trebuia ca să perforez șapa, ca să încadrez acolo catapeteasma. Ei bine, am luat burghiu de 14, în acel sens eu eram foarte amărât că nu aveam destui, fiind nou și pe zonă, fiind preot și nou, nemai având finanțe, ce fac eu, cum fac eu curentul electric care costă, știm, că e foarte mult. Ei, și atunci a trimis un Dumnezeu, un om, domnul Ilie, care a donat el toată manopera. Cred că e undeva la 7.000 de euro, toată manopera a donat-o el. Venit de acasă, m-a luat. L-am întâlnit căutând acel burghiu de 14, nu am avut nicio întâlnire cu el. Dar după ce a doua zi dimineață am convenit cu cei care montau catapeteasma că trebuie să aducă lucrurile astea și trebuie să facă, să pună acolo primul registru, mă sună pe la 6:30, la 7 dimineața trebuia să ajungă, trebuia să aibă sâmbătă disponibilă. Și oamenii mă sună pe drum, pe la 6:30, eram deja pe la jumătatea drumului. Părinte, ați luat cheia de 14, când trebuie cheia de 14. Și îi zic, dar de unde să iau cheia de 14? Voi sunteți meseriași și eu de unde să am cheia de 14? Nu avem. Ei, atunci, dau o cheie de 17 aveam, zic, băi, Dumnezeu cred că o să rânduiască, o să caut eu prin sat pe aici. Mă gândesc că de fapt într-un sat la 6:30, 6:45 în sat, cine-i trează? Sau cine-i trează are alte treburi, nu-i... Și bineînțeles că am ajuns în sat. Trebuia o cheie de 14, 17, sunt mai chei mai speciale astea. Ei bine, am avut cobor din mașină. Și mă uit pe străduță, era un singur om pe străduță, căuta ceva undeva în fața unei case, în fața unei gard. Și zic că, alo, alo, el nu vedea de la distanță exact cine sunt, vede mai aproape, a, părintele, bună dimineața, bună dimineața, aveți cumva acasă, dacă aveți acasă, dacă nu, aveți o cheie de 14, da, 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 uitați, pac. A rămas șocat. În momentul, de-aia zic, dar pe acasă. Poate aveți un cunoștințu cerchei de 17, sigur că da, poftim. Bă, nu se poate așa ceva. Zic că dimineața le-am luat la mine, nu știu exact de ce le-am luat, dar le-am luat la mine. Și eu, dar el îmi se uită în ochii mei și îmi zice, atunci coboră Harul Duhului Sfânt și îți spune așa, vezi ce înseamnă să ai credință. Credința îți schimbă viața. Poți să schimbi realitatea cu credința. Realitatea cât și a vieții tale interioare, cât și a celor din jur. Dacă ai credință, cum proiectul ăsta l-ai făcut dintr-o credință, crezând că oamenii se pot schimba. Dacă nu credeai că se schimbă oamenii, nu mai făceai nimic. Și nici ori mai fac nimic. Cum îmbinăm educația cu credința? Pentru că credința se diluează, cel puțin în zilele noastre, având în vedere că rețele sociale sunt stimuli, foarte mulți stimuli. Cum menții credința unui copil, dar în același timp să-i induci valorile educației? Și cum delimitezi această credință? Și o să vă spun de ce. Când eram copil, mi se spunea că dacă ești păcătos, ajungi în iad. Și m-a speriat acest avertisment crâncen pentru un copil. Copilul nu înțelege, nu discerne. Bun, cum le explicăm acestor copii că nu-i doar despre iad și rai, nu-i doar despre rău și bine, nu-i doar despre pedeapsă în viață? Cum inoculăm educația? Pentru a inocula această idee că trăim într-un mediu de și, nu sau, iad sau rai, deși în viața noastră fiind și stări, anumite stări, astăzi ești într-o stare de rai, mâine ești într-o stare de iad, depinde și ce dorești tu cât mai mult să extindă această stare. Răspund dogmatic aici. În dogmatica ortodoxă, stările astea de rai și iad sunt stări. Dar trebuie să înțelegem că această credință, credința pe care noi avem în inimă, este volatilă. Ea nu este neschimbătoare. Adică credința se poate schimba. Tu astăzi crezi într-un lucru, mâine crezi în alt lucru. Deci în interiorul nostru este o capacitate. Noam Chomsky ar spune o capacitate internă a unor structuri de adâncime în ființa noastră, gramatici generative s-ar numi, niște gramatici, niște lecturi întregi care se pot schimba. Și ceea ce citești, ce auzi, ce vezi, ele te schimbă. Credința nu este ceva fix. Ajunge să fim forma asta de habotnicie, da? Fanatism se numește, religios, și sau ajunge la o izolare completă de credință. N-ai înțeles credința. Știți cum e? De atâta rugăciune am uitat să mă rog. Adică trebuie să înțelegem ceea ce facem, nu doar să facem. Și cred că explicația clară și sinceră ca oamenii să poată să conjuge credința cu educația, cum și educația este volatilă, omul se educă sau nu se educă, el se educă o perioadă a vieții, pe aia nu se mai educă, pe aia se educă, este o luptă de fapt în interiorul lui cu a te educa, mereu suntem educabili, da? Mereu suntem școlari, ar spune un Sartre, Edmund Husserl, ai spune, un fenomenolog german. Deci trebuie să fim tot timpul în poziția de educabili. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, ca să reușim să combinăm credința cu educația, trebuie să înțelegem că amândouă sunt două structuri care se modifică continuu. Adică dacă noi astăzi credem sau nu credem în Dumnezeu, ele se pot intersaja, ele se pot schimba. Adică noi trebuie să fim perseverenți și să fim sinceri în aceste căutări. Dar cum ar trebui să fie, cu câtă finețe ar trebui să se comporte un preot atunci când le vorbește copiilor? Vă dați seama că omul este un ce este. Pentru a-l face să înțeleagă, să discearnă. Un om este Hristos în fața ta, da? Dacă este înțeles ca Hristos, ca un om care este capabil de orice, de a se îndumnezei, de a deveni Dumnezeu, adică de a se îndumnezei, de a deveni clocaș al Duhului Sfânt, asta înseamnă că tu trebuie să te comporți delicat ca Duhul Sfânt. Adică nu poți intra cu ciubota în inima omului, dictând tu inimii celorlalți cum trebuie să se comporte. Și aici mai dau un exemplu, ca să fii foarte clar. În interiorul existenței mele, marcat am fost de părintele duhovnic, l-am de la 17 ani, au fost perioade când eram foarte în zona de acrivie. Chiar mă gândeam foarte serios la călugărie. Perioada, am avut părul lung, studenția toată am avut părul lung, la mănăstire, eram foarte dedicat la partea asta de trăire ortodoxă. Am fost sincer în căutarea mea. Și apoi a urmat facultatea de filozofie și m-am îndepărtat pentru că am căutat să trăiesc expres această zonă de filozofie, să o înțeleg și ca ființă. Și am fost cercetător de științific al Universității Alexandru Ioan Cuza, primul, care aveam bursă și din merit, eu mă întrețineam din bursă din facultăți, aveam bursă de merit, bursă de cercetare științifică, eram și la master și la facultate, eram în paralel, că terminasem între timp și teologia. Și aveam, mă întrețineam din burse, luam bursa de performanță științifică, luam bursa de merit și bursa de studii și cu astea trei burse eu defilam și puteam să mă întrețin. Bursier fiind și, bineînțeles, student care participa în anul 2 de facultate la conferințe naționale și internaționale. Am fost mereu pasionat ca să trăiesc până la 100%, să fii 100%, că este această idee, să trăiești 100% în mediul în care ești. În momentul când trăiești 100%, îl și înțelegi. Până nu trăiești 100%, n-ai cum să înțelegi ceea ce faci. V-au motivat notele? Nu, nu, eram o setat de cunoaștere. Stăteam până la ora, țin minte și acum, mă înfometam, mă duceam la BCU, la Biblioteca Centrală Universitară din Iași, și ziceam, până nu termin capitolul sau cartea, eu nu mănânc astăzi. Wow. Și așa au fost luni de zile. Asta este o formulă și pentru antreprenori. Da. Trebuie să-i pun și pe studenții mei din Franchise Generator. Da, am un curs pentru antreprenori. Și o să răspund aspectul acesta. Nu mâncați până când nu vă faceți temere. Nu faci temere, da? Adică trebuie să te supui la niște sacrificii personale. Nu le înțelegi ce faci dacă nu-ți sacrifici. Până nu-ți dai, până la cum ar veni... Toată ființa ta s-o implică. Cât de importantă este munca în performanță? Păi fără muncă nu facem performanță, unul la mână. Și apoi eu cred că munca... Sunt mai multe tipuri de muncă. Muncești ca un rob și muncești ca un om deștept. Ai inteligența din munca pentru a ajunge la performanță. Păi eu cred că este, trebuie un plan. Bun, care e diferența dintre work hard și work smart? Pentru că dacă vă înfometați, înseamnă că era destul de hard. Da. Eu am învățat ceva de la Kant. Immanuel Kant e un filozof care a contat mult în istoria umanității. Cel care a dat, de exemplu, deontologia profesională, regulile stabilite cumva conform principiilor lui. Și cel ce spunea, pentru a face un salt calitativ în viața ta, trebuie să ai acumulări cantitative. Adică pentru ca tu să scrii, de exemplu, cartea, o carte, sau pentru a face aceste caiete, trebuie să acumulezi foarte mult. Înainte ca tu să scrii ceva, trebuie să citești foarte mult. Înainte ca tu să realizezi un business, trebuie să citești foarte mult, să asculți foarte mult, să te interesezi ce înseamnă. Că dacă doar te duci și îți înființezi acel business fără ca să-ți iei măsuri de precauții auzite de la ceilalți, că nu ai tu timp să le investi tu pe toate. Este până într-un punct și acumulând hardul, adică partea de cantitate, tu ești în stare să generezi ceva nou, original, să creezi o altă realitate. Ați atins și subiectul business și dacă l-ați atins înseamnă că e un semn, trebuie să vorbim despre asta. Ați încercat să fiți și antreprenor. Ori actualmente eu asta fac, vorbesc cu antreprenori, mă educ prin interacțiunea cu antreprenorii și ofer consultanță antreprenorilor. Fie îi învăț să francizeze un business, fie îi învăț să-și scaleze business-ul, fie îi învăț ce înseamnă mindset-ul. De ce ați falimentat atunci când ați fost antreprenor? De ce nu ați rămas antreprenor? De ce ați capitulat? Deci am renunțat, cum ar veni. Da, păi ați renunțat, nu? Am renunțat, momentan. Că renunțările din nou sunt volatile. Astăzi renunți, mâine te reapuci de treabă că ai învățat ce trebuia să înveți. Pandemia... Aveam 4 angajați, adică 2 educatori, eram un director și o femeie care se ocupa de curățenii la centrul educațional Smart Ed, care îl conduceam. Era un proiect câștigat, scris de mine, împreună cu soția care este și ea profesor, doctor de științele educației. Doream să facem ceva inovativ în zona digitală, ea are doctoratul chiar pe zona asta digitală, Alina Sârghea. Și pentru că eram profesori amândoi, aveam relații, cunoșteam profesori, cunoșteam directori, cunoșteam elevi capabili, de la pedagogi, de la alte instituții, de profil, care poate să genereze calitate, că au avut cantitate în spate, adică au experiențe concrete de viață, asta înseamnă că am luat în calcul orice posibilitate. Băi, și dacă avem 10 copilași la această școală, la acest centru educațional, noi ne vom descurca. Putem plăti toate salariile. Dar ce n-am anticipat a fost o pandemie, ceva care n-a mai existat în istoria umanității. Bine, dar de ce nu v-ați ridicat de jos? Pandemia a trecut peste toată lumea. 8 luni de zile trebuie să finanțez salariile, cele 4, fiind proiecte europeane, eu n-am putut să închid afacerea. Și eu a trebuit să plătesc salariile și chiria. 8 luni de zile am rezistat. Am intrat în toate... Eu am luat în calcul, de exemplu, cum e clasic, 4-6 luni de zile să-ți acoperi cheltuielile când creezi un business. Ei, deja la 7-a lună nu mai aveam fonduri. Am intrat în fondurile de rezervă a familiei și noi am rămas cu o traumă, cum să zic, o sechelă. Și aceea încă ne urmărește. Pisoții încă o urmărește pentru că am intrat în bugetul familiei, în bunăstarea familiei. Trauma. Pentru un antreprenor. Preot. Nu, trauma în general pentru un preot. Cum vede un preot o traumă? Eu încă n-am trăit traume ca preot. Nu aveți nicio traumă din viață? Din viață? Din viața personală? Care e prima traumă? Prima trauma mea este faptul că ființa mea nu era acceptată în lume. Eu nu-l cunosc pe tata încă, biologic. Eu în buletin tot timpul mama, Florentina, Liniuță. Tata nu era. Și nu a fost în viața mea tatăl biologic. Nu știu cine este nici în ziua de astăzi. Dar mama la vârsta tinereții nu era acceptată de societate, fiind, știți, în perioada respectivă mai tradiționalistă. Și... Ce an sunteți născut? În 89. Și atunci mama s-a simțit îndepărtată, concret, nu doar s-a simțit, ci era îndepărtată de mediul în care era. Chiar era un gând ca eu să nu mai exist, să fiu avortat. Chiar s-a dus la un medic să fiu avortat și acel medic nu a reușit să facă procedura până la capăt și a zis păstrați-l că acest om, acest copilaș și ceva cu el. Incredibil. Și deci, cum a încercat să facă procedura? Da, da, da. Nu a reușit până la capăt. Deci că nu reușesc. Că ceva s-o întâmplă. Nu reușesc. Eu mă țineam tare de cordon acolo, nu știu, eram foarte pornit să exist, fantastic, să fiu în lume. Și am reușit să mă nasc. Deci mama a reușit să treacă peste aceste traume, a fost acceptat. Eu am crescut cu bunica, apoi a fost acceptat, cu bunica am crescut. Și mamaia este un model de mentor pentru mine. Mamaia, bine, primul mentor este Dumnezeu, că El te-a dat ființă. Păi Hristos, care a căutat ca tu să existi, te-a întărit când tu nici nu te așteptai. Dar după toate aceste modele concrete din viața curentă, mama este un model pentru că ea este cel care îi dă viață și apoi mamaia care m-a crescut și m-a educat în spiritul echilibrului. Mi se pare fabulos. Sunteți foarte curajos pentru că ați avut, mă rog, puterea să vorbiți despre subiectul acesta. Nu ați simțit, nu știu, o vinovăție toată viața că v-ați născut? Ca existența ta să tulbure existența celorlalți. Păi nu, că mi-i place ideea asta, să tulbure existența celorlalți, nu-i las în apele lor. Chiar și cei care sunt mai cutumiari, așa, mi-ar place să-i scot din echilibrul ființei lor, din zona de confort și să creez un disconfort interior încât să ei să se schimbe. Că de fapt, dacă mă gândesc acum, că eu am condus un cerc, singurul cerc din România în care era o carte pe săptămână. Se numea Dialoguri Interdisciplinare, Dialoguri Filozofice. Am condus un cerc când eram student, singurul acest gen din România. Căutați Dialog Filozofic se numește, sau Dialoguri Interdisciplinare pe Facebook. Și acolo era o carte pe săptămână, era studiată de către membrii clubului. Era un club de lectură. Dar era săptămânal. Luasem modelul de la București când am fost la o conferință științifică și ei citeau o carte pe lună. Iar eu eram o carte pe săptămână. Că am învățat de la Paul Scheele, nu dacă ați auzit Paul Scheele. Paul Scheele citește o carte în 7 minute și apoi mai este Silviu Vasile, mai e o carte se numește Manual de citire rapidă. Sunt tehnici de citire rapidă. Care, în ce constă tehnica de citire rapidă? Am auzit și eu despre asta, dar nu știu exact la ce se referea. Sunt mai multe tipuri de citiri. Citire în diagonală, citire rapidă, în cercuri, apoi citire, trebuie să citești vreo 7 ori să înțelegi cuprinsul, deci e pe minute aici, 30 de minute citești doar cuprinsul și cauți să înțelegi tu cartea din cuprins, ce vrea autorul să spună. Și apoi după aia, citind, cauți cuvintele cheie. Căutând cuvintele cheie din carte, tu înveți toată cartea. Eu la un examen așa am trecut, cu notă mare, era un examen foarte greu la istoria Bisericii Universale, cu cărți de-a lui Mircea Păcurariu, groase. Și acele cărți groase trebuiau memorate numai ani, erau cruciadele, cruciada copiilor și acum nu pot uita. Și informația am învățat de acea după amiază. După această tehnică? Da, tehnică. Este o tehnică care se numește a studia, nu știu cum se numește, dar este o tehnică în care studiezi foarte mult cuprinsul și pe acel cuprins tu îți generezi în minte ce ar putea să-ți creezi. Și apoi notezi, îți iei 3 notiții, anii, conceptele principale și anii principali și m-am dus la examen. Nu aveam timp, că eu lucram în vânzări. Eu am făcut și vânzări în perioada studenției, mergeam și luam numere pe stradă. Era Wow Development, o societate care vrea să dezvolte o echipă de lideri prin care să genereze foarte multe vânzări în zona de asigurări de locuințe. Asigurări de orice gen. Și ați fost vânzător, practic. Da, eu vindeam cursuri de dezvoltare personală. Care e secretul vânzărilor? Secretul să fii un bun vânzător. Ca să fii un bun vânzător, trebuie să fii sincer. Dacă tu nu crezi ceea ce vinzi, nu vei vinde. Deci ca să fii un bun vânzător, trebuie să fii sincer și trebuie să fii un căutător mereu de a te reface tu pe tine însuți după anumite nuuri. După nuurile alea, te chinui pe tine însuți, te strofoci de a te reface. Adică să nu te... Dacă te pălmești cineva cu un nu, da. ce faci? Ce faci? Spui ceva nu. Eu mergeam și citeam. Eu citeam cartea lui Zig Zillig, Arta Vânzării, mă duceam și citeam de ale Carnegie, Arta de a vorbi în public, mergeam să citesc, mă reușeam să mă recalibrez și ei ce îmi spuneau? Nu, e normal. Păi dar când am fost noi acceptați în societate? Tu ești un om nou. Tu fiind un om nou în lumea asta, lumea nu te acceptă din prima pe tine însuți. Neacceptându-te pe tine, te aștepți ca mesajul tău să fie acceptat. Dacă persoana ta e nouă în lume, până te integrezi complet, decât noi nouurile astea sunt naturale. Din punct de vedere filozofic, pentru că tot am vorbit despre zona de confort, ce reprezintă zona de confort? Filozofic vorbind. Și când putem intra, când devine un pericol pentru noi zona de confort? Hai să mă gândesc la Platon. Platon spunea că există o lume a ideilor, bine, frumos, bine, dreptate și adevăr. Aceste 4 idei au forme concrete, în realitate, de exemplu, frumosul, cum ar fi o mașină frumoasă, o casă frumoasă, un lucru concret frumos, o femeie frumoasă, un bărbat frumos, sau o carte frumoasă, o lectură frumoasă, un tablou frumos, astea sunt lucrurile frumoase. Zona de confort a ta este, dacă ar fi să ne gândim la această idee, este când tu atât de mult te identifici cu lucru concret, cât nu mai vrei să-l părăsești niciodată. Îți place o mașină, nu te mai identifici, te legi de mașina respectivă până la finalul vieții, că așa ai fost obișnuit. Platon ar spune că să ne dăm seama că aceste toate lucruri concrete care îmi dau în liniște, ele sunt iluzii. Ale frumuseții cu F mare, frumuseții superioare. Adică tu, dacă tu te liniștești în frumusețea asta trecătoare, iluzorie, și nu cauți frumusețea aia, sursa frumuseții, nu vei crește. Adică, ca să ieși din zona de confort, trebuie să ai o dorință a ta de a depăși mediul concret în care te afli. Adică de a deveni altcineva. Chiar mă gândesc la antreprenori acum, dacă s-ar uita oameni care doresc să înceapă o afacere, să se gândească că de multe ori afacerile încep nu luând totul de la zero, ci având un job în continuare. Dar tu, căutând în jobul tău, să-ți cauți acea sfert de oră, 20 minute, jumătate de oră, cât mergi cu metrou, cu autobuzul, spui căști în urechi și ascunzi un podcast despre, nu știu, cele 100 de legi ale succesului. Da? E fantastică cartea și podcastul respectiv și acele playlist, 100 de legi ale succesului, legea compensației și tot celălalt. Deci dacă tu cauți să te desprinzi din mediul ăla, n-ai, din prima nu poți să te desprinzi, că prăbușești, Sănătos este ca tu, cu toate că ești familiar cu mediul în care ești, tu să cauți să crești în sfertul ăla de oră, jumătate oră să o fructifici. Și investind, că n-ai cum, eu plăteam ca să mă duc la Andy Seche, trebuia să plătesc intrarea, eram student, că ce bani aveam, 3 ani din burse. Dădeam 200 lei să particip 4 ore, că învățam ceva. Deci era natural pentru mine că îmi doream și ceva să mai cresc. Eu am primit, când m-am înscris la facultatea de filozofie, înainte de a mă înscrie, eu participam la prima mare întâlnire a tinerilor din ortodoxi din România. Și pe drumul care mă ducea de acolo, că toată săptămâna am hămălit ca să fac acolo niște WC-uri, ca să nu mai dependim de WC-uri ecologice, să facem WC-uri propriu-zise. O săptămână am zis, măi, trebuie să nu pierd ocazia, mă înscriu, gata, fii ce-o fi. Ei, atunci am primit o întrebare de la un părinte de acolo, care a știut ce să mă întrebe. Eu nu am putut să-i răspund atunci foarte elevat. Era o întrebare așa, tot drumul, 2 ore jumate am mers cu el, nu mi-a zis nimic. Te duc, te înscrii. Bine, nu a zis nimic. Și în momentul în care, când am deschis portiera, am zis, dar tu de ce te duci la filozofie? Nu ți-i de ajuns teologia? Teologia oferă totul, toate răspunsurile. Și eu zic, dar eu caut să le și înțeleg. Și chiar asta, am căutat să înțeleg ceea ce am aflat. Adică adevărul se și înțelege, numai doar să află. Apropo de relația mentor-discipol, relația profesor-elev, ce te face un dascăl bun, un profesor bun? Un profesor motivator, mai mult decât bun, m-ar interesa. Cum sunteți perceput de către elevii dumneavoastră? Dacă ar fi să mă gândesc, e ceva care e pe termen lung. Ca tu să devii un bun mentor, un profesor bun, trebuie să-ți știi acest scop încă de când erai mic. Când eram mic, în clasa 6-a, plăcea foarte mult profesorul de istorie geografie, directorul școlii. Aia îmi plăcea foarte mult, participa și la olimpiadă la geografie. Plăcea atât de mult profesor. Mă întrebam atunci, eu pe mine însă, pe mine niciodată nu m-a întrebat, eu n-am crescut într-o casă cu cărți. N-am crescut într-o casă în care veni bunica și îmi zice, sau cineva îmi zice, hai du-și învață. La mine erau cai, vite, fiind crescut într-un mediu de la capătul de linie. În momentul în care ploua și ningea, ca cu 20-30 de ani în urmă ningea, mai serios, și erau troieni mari, nu mai ieșeam de acolo din sat. Adică erau un sat izolat. Din noiembrie până în martie, nu ieșeam din sat. Din acel caz, și acum mi-amintesc, eu atâta, așa amintirea mea. Poate mama zice, băi, nu a fost chiar așa, dar eu așa mi-amintesc. Că în momentul când m-am dus la capacitate, înainte de a merge la capacitate națională, eu am plecat de la prășit. Mă trezisem la 4 dimineața și am zis că eu mă duc la capacitate. Chiar cât am învățat eu. Mă duc la facultate. Nu vreau să scăp de sapă, vreau să scăp de munca concretă. Mă duc să țin un pic în mână. Că eu din clasa 7 îmi doream să fiu profesor. Când am ajuns la liceu, îmi doream să fiu profesor de liceu. Când am ajuns la facultate, băi, vreau să fiu profesor de facultate. Și așa am ajuns să predau un MK. În facultatea de... am avut cursul de strategii de persoasiune, strategii de manipulare de persoasiune, un curs ca lector universitar doctor. Adică din capătul lumii. Din capătul lumii reușești cu efort constant și relaxându-te în ceea ce ești tu, adică nu nu obsesie, nu știu cum să zic. Când citim noi, să nu fim obsedați să citim. Să înțelegem că cititul ne face un bine în interiorul nostru. Eu am căutat aceste traume de care ziceai mai devreme și prin lectură să le liniștesc. Văzând experiențe de viață, de exemplu citind Dostoevski, descoperindu-l pe Tolstoi, descoperind, nu știu, de exemplu mi-a plăcut o carte Cehov, zona Cehov, sau citești Michel de Saint-Exupéry, citești Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț, sau alte cărți, sau citești filozofi complex, Artin Schopenhauer, Kant, sau, înțelegi existența care are un fundament profund. Mentorii mei sunt și cei biologici, adică după neam, părinți, bunici, bunica, mamaia, pe cale profesională, profesorii de la doctorat, domnul Traian Ionel Stănciulescu, părintele Gheorghe Popa, mentorii, profesori, George Bondor, profesori mari, academicieni, care mi-au fost mentori, m-au învățat să înțeleg viața, cum se poate înțelege viața corect. Sau oameni care vezi că se chinuie în zona lor antreprenorială, că de exemplu John Maxwell a fost un mentor online, nu era un mentor concret, dar eu ascultam minutul John Maxwell din timpul studenției și eu, bă, cum înțelege el încrederea, bă, cum înțelege el dreptatea, bă, dar ce diferit înțeleg eu fericirea, bă, bucuria, banii, total diferit față de cum înțeleg. Ei, sunt mentori online, pentru că până la urmă trăim într-o epocă digitală și că mindset-ul, adică mintea, se poate structura și auzind lucruri, nu neapărat numai văzând lucruri. Adică trebuie să duci să dai cu sapa ca să înțelegi că e greu la sapă. Ultima întrebare, părinte, că se lasă seara aici la Santa Mare. Cum am putea replica acest model și în alte sate, nu numai din județul Botoșani? Aici am făcut ceva deosebit, împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cei care au fost aproape de noi. Da, avem o bibliotecă. Avem un loc de joacă pentru copii. S-a creat un spațiu aici. Este ceva fabulos. Dar cum am putea replica acest model în toată România, în special în zonele rurale defavorizate? 1. Etapa numărul 1. Să găsești un om care este capabil să strângă la oaltă oameni. 2. Acest om să fie capabil să strângă fonduri. 3. Acest om care strânge fonduri e pe baza unui proiect. Să aibă un proiect în mintea lui. Și apoi scrii proiectul împreună cu echipa care o strânge în jurul lui. Și împreună cu echipa și cu fondurile fac locul ăsta. Ca să fie replicat trebuie un om sau o mână de oameni ca să poată, care își doresc lucrul ăsta în comunitatea lor, să schimbi comunitatea mult radical. Pentru că ce s-a întâmplat aici, copiii fiind frig, nu mai putem să reluăm activitățile în mod curent, dar noi am avut 5 duminici sau 6 duminici la rând cu 180 de copii, 250 de copii, cu 120 de copii, cu 100 de copii minim. Asta înseamnă că eu am zis, băi, după prima întâlnire, 250 de copii erau. Nu mai vin atâția, e clar, nu-i place, nu. A doua oară vreau mai mulți. Adică și calitatea echipei trebuie să fie, adică profesorii care sunt în zonă, trebuie să fie de calitate. Și trebuie să lucreze pe zonă, pe grup. Numai să înțeleagă că acest lucru vreau să-l înveți și tu și să-l înțelegem amândoi. Că în momentul în care tu îi spui cuiva să facă ceva, acel cineva să înțeleagă că trebuie să-i spui în același timp, ești independent complet, nu depinzi de mine. Poate uneori comunitățile nu înțeleg lucrul ăsta, așteaptă de să apar tu ca un prinț după deal, scoborând în cal alb. Nu, nu-i bun așa. Abordarea trebuie să fie independentă. În felul, și noi cum am abordat aici? Poate grupul n-a înțeles acest aspect. Trebuie să fim independenți. În ultima întâlnire am înțeles că noi putem să creăm ceea ce făceam noi duminică de duminică fără tine. Fără ca să fim dependenți de tine. Replicăm, asta înseamnă replică. Omul respectiv s-a dublat, nu? Că asta este o delegare și o dedublare completă a ta. Trebuie să fii prezent ca el lucrurile se întâmplă. Să nu așteptăm să coboare din cer lucrurile. Adică trebuie să explici la cei care această idee care o ai aici extraordinară de a crea o zonă culturală, educațională și distractivă, zona asta de parc, să înțeleagă cei care vor să facă că nu este dependent de tine, nu este dependent de tine. Tu îi doar îi aduci ideea și că el, poate lucrul ăsta nu înțelege, trebuie să înțeleagă comunitățile ulterioare. Și cum am făcut noi? Noi am făcut așa. Pe modelul următor, am preluat modelul din întâlnirile ortodoxe. Este o conferință, inițial pe o temă, stabilim teme, 5-6 teme în avans, fiecare duminică, anunțăm școli, cei care participă din școli și apoi aici oferim o zonă, prima dată mâncare la copilaj, ca să poată să aibă ce să ruleze și apoi, după ce mănânc copilașii, ei sunt destul de atenți, și ajung să ia contact cu o conferință. Tip conferință, nu dialog, conferință. Conferință pe anumite temă. Adunat un om din comunitate, adus un om din comunitate sau coordonator de proiect sau un profesor sau oricine altcineva care poate vorbi pe o temă anume. A venit, spune conferința, Copiii după aia, pe tema, auzind ideile din conferință, se sparg în grupuri, se fac grupe, adică toți moderatorii erau la fel. Dar mi-am dat seama că nu e bine așa. Ce trebuie să înveți aici este că, să transmiți mai departe, că atunci când se sparg în grupe copilașii, moderatorii să fie independenți, să-și creeze ei grupa lor cu activitățile lor în cadrul grupului. După ce au activități respective, vin înapoi în plen și își prezintă proiectele, că ele prezintă lucruri concrete. Și fotografiile care le-ai văzut și se le-am trimis tot timpul, fotografiile au demonstrat că este o pleiadă de creativitate în jurul unei singure idei. Extraordinar. Părinte profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Mandachi Educast. Faceți o treabă extraordinară și vreau să menționez și pe cei care au fost alături de noi în acest proiect, proiectul Citește de la Santa Mare, județul Botoșani. Îl menționăm și pe domnul primar, dar mai ales și pe toți profesorii de aici din comunitate care s-au implicat într-un mod unic aici. Mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Ne revedem data viitoare. Vă mulțumim! Am realizat un caiet al visurilor pe care o să-l primiți cu toți. Este caietul visurilor pentru copii. Dar nu l-am definitivat încă până când nu mă consult cu voi. Până când nu vorbesc cu voi. Cine are vârsta între 9 și 13 ani? Câți ani ai? 12. Care este cel mai mare vis al vieții voastre? Pe care îl veți înscrie? Pe care îl veți înscrie în caiet. Cum? Eu să nu ai fost 15, dar nu. Ai fost 15. De ce? De ce nu crezi în visul tău? Ce te oprește să crezi? Ce te oprește să visezi? Spune! Pentru că asta va trebui să scrie aici. Ce te oprește să visezi? Care e cea mai mare frică ta? O să primești acest caiet gratuit și va trebui să-l completezi. Da. Care e cea mai mare frică ta? Șerpi. Te temi de șerpi? Bun. Dar de visurile tale de ce te temi? De ce te temi să visezi la iPhone 15? Este foarte fain. Păi și dacă e foarte fain, de ce te temi să ți-l dorești? E gratuit să visezi. Înțelegi tu? Dacă îți dorești ceva cu adevărat, nu te costă nimic să-ți dorești. Visul tău cel mai mare. Visul tău cel mai mare. Ce dorești? Să fiu mecanic. Să fii mecanic? Da. De ce îți dorești să fii mecanic? Să repar mașini, să ajut lumea, în caz de ceva să mă duc la el acasă. Bravo! Cel mai mare vis al tău. Cum te cheamă? Mario. Mario, câți ani ai? 7. 7 ani? Da. Vai, asta nu-i chiar pentru tine, dar în 2 ani o să poți să-l completezi și tu. Ce-ți dorești cel mai mult în viața asta? Care e cea mai mare dorință ta? Ce vrei tu? Tu vrei să știi. Lasă să gândească singur. Eu vreau să fiu fotbalist. Fotbalist? Bravo! Hai să ajungi fotbalist. Trebuie să-ți dorești cu adevărat. Când ai să înveți, știi să scrii? Trebuie să scrii pe hârtie ceea ce îți dorești. Așa. Ca mintea ta să înțeleagă, da? Cel mai mare vis al tău? Fotbalist? La ce echipă? Tu? Să fii doctor? Îți scrii în caiet, da? O să primești caietul și scrii. Deci cel mai mare vis al tău este să? Devin cea mai mare cântăreață. Bun, dacă vrei să devii cea mai mare cântăreață, trebuie să fii vulnerabil, să-ți asumi, să cânți în fața tuturor, corect? Ne cânți ceva? Nu. Hai, dar vreau să... Știi cum vreau să cânt? Fii atent! Nu din gură, ci din suflet, din inimă. Da? Să ne inspiri pe toți. Inspiri pe toți să viseze. Bucovina, plec cu flori, unde sunt ai tăi feciorii mai mari. Bucovina, plec cu flori, unde sunt ai tăi feciorii mai mari. Au fost uși în altă țară, dar se întorc la primăvară, mai mari. Au fost uși în altă țară, dar se întorc la primăvară, măi, măi. Cine mai are visuri? Spune ce visezi. Să ajung motovlog. Cum? Să ajung motovlog. Cum? Să ajung motovlog. Să ajungi motovlog? Ce e aia? E o pasiune care e din motoare de astea. Dacă crezi cu adevărat în vis, tot trebuie să spui mai tare. Doresc să ajung motovlog! Hai să te văd cât de tare poți să țipi. Să ajung motovlog! Mai tare! Mai tare! Vreau să... Să ajung motovlog! Trebuie să ne convingi pe toți, dar vreau să o spui nu din gură, ci din suflet. Ce vrei să ajungi în viață? Motovlog. Mai aveți visuri? Tu ce vis ai? Care e cea mai mare dorință ta? La ce echipă? N-am o echipă. Trebuie să ai, începând de astăzi trebuie să ai. La ce echipă vrei să ajungi? Steaua, Dinamo, Rapid? Dinamo. Dinamo. Gata, hai. Nu renunțați la visurile voastre, da? Îți place? Da. Îți place la noi aici? Da. Bravo. Ți-au plăcut activitățile?